Salutare, dragi copii, salutare, dragi părinți, mă adresez tuturor ca de fiecare dată pentru că îmi place să cred că mă urmăriți împreună și că puneți în practică exercițiile și informațiile pe care vi le dezvălui în fiecare material. Astăzi, de asemenea, vin în fața voastră cu un exercițiu interactiv, un exercițiu, da, de ritmicitate, ce are la bază metoda Dalcroze. Ei bine, poate vă întrebați ce-o mai fi și asta, a luat-o Gianina Razna? Nu am luat-o Razna. Ritmica Dalcroze este o metodă de educație muzicală ce are la bază legătura dintre mișcarea corporală și muzicalitate. Ceea ce vom face astăzi nu este un simplu exercițiu. Mai degrabă vreau să vă provoc și să faceți un duel sau un duet, fiecare cum dorește, copii versus părinți. Voi face acest exercițiu pe două piese diferite, o piesă pentru copii, o piesă pentru adulți, să vedem care e mai bun, care se descurcă mai bine. Pentru astăzi aveți nevoie de două bețe de lemn în care să bateți după mine. Piesele le veți recunoaște, veți auzi pe fundal piesele pe care lucrez. Ce să mai? Să trecem la treabă! Prima piesă cu care vom începe este dedicată copiilor și este vorba despre Alunelu, Alunelu. Ritmul este 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Și fără mine. Eu cred că pentru voi, acum să nu audă părinții, am ales o piesă un pic mai ușoară, dar sunt sigură că vă descurcați de minune și abia aștept să puneți în practică acest exercițiu care, deși pare simplu, necesită foarte multă atenție și ascultare atentă a piesei, cât să nu ieșiți din ritm. Tocmai de aceea, în anumite secvențe am preferat ca eu să nu bat în bețe, tocmai pentru a vă testa singuri. Mult succes, este timpul părinților! Ia să vedem părinții ce vor avea de făcut! Ia să văd dacă părinții ghicesc unde-i duc cu gândul și ce piesă vom folosi! Ia! Și 1, 2, 1, 2, 3! 1, 2, 1, 2, 3! 1, 2, 1, 2, 3!
această parte și mergem cu mișcarea de 1 la 1, da? Haide, dragi părinți, că e foarte ușor! Să nu cumva să pierdeți în fața copiilor! 1! 1! 1! 1! Și acum schimbăm, da? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Este ușor, un pic mai greu decât la copii, dar și voi sunteți mai experimentați, nu-i așa? 1, 1, 1, 1. Și refrenul, da? Abia aștept să puneți în practică aceste două exerciții și să vă bucurați de ele alături de cei mici. Eu voi fi cât de pot alături de voi, cât să cântăm, să dansăm și să ne bucurăm împreună. O zi minunată!